și haideți să oposim cu privirea în Sfânta Scriptură, pentru cei ce iubesc Fatea Sfântă, să o deschidă împreună cu mine la Faptele Apostolilor, capitolul 9, de unde vom citi începând cu versetul 36. Pagina Scriptură, 1067. În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și neînsemnă. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și femeie. După ce au scăldat-o, au pus într-o odaie de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis doamne la el să roage. Nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca, pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te! I-a deschis ochii și, când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o. A chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Amin. Amin. Rog să-mi facă. Aceasta este o oră când eu acasă de obicei nu predic, ci ascult. Este ora 10:20, când îmi vorbește soția. De regulă, la ceasul acesta, atac, mă vorbesc. Acum, în mod excepțional, voi vorbi. Iubiții Domnului, nu-mi doresc nicio predică lungă și nicio predică scurtă. Îmi doresc o predică cu folos. Și aș vrea în seara aceasta, Dumnezeu din cer, să ne dea lumină duhovnicească. Vreau să vorbesc despre un dar care nu are legătură cu nimic din ceea ce se întâmplă pe pământul acesta. N-aș vrea niciodată bucuria noastră să fie condiționată de tine mergi. Nici de prezența unui mii de euro, nici de asența ei. Aș vrea să vorbesc despre o valoare, sau dacă vreți, despre o comoară de preț, care nu mă poate lua nimeni niciodată, decât dacă vreți să o dați. Frumusețea Dumnezeului nostru este că întotdeauna ne dă ceva care nu depinde nici de locul în care stai, nici de timpul în care stai. Și depinde de modul în care trăiești. Ce ne dă nouă Dumnezeu nu depinde de 2012. Nu depinde nici de faptul că ești alb sau mai puțin alb. Nu depinde nici de faptul că ai 40 de ani sau de 50 de ani. Depinde de dăruitor, de mâna bună a Domnului care se deschide. O să vorbesc în seara aceasta despre cel mai frumos dar pe care Dumnezeu l-a lăsat un om, oamenilor credincioși. O să vorbesc despre lucrul care face biserica să fie biserică și nu adunare. O să vorbesc despre cea mai mare comoară tuturor timpurilor care Hristos ne-a lăsat un om. Și mă tem că nu o băgăm în seamă de multe. Dar haideți să luăm ușor. Mai întâi de toate, iubiții Domnului, aș vrea să vă spun că Dumnezeu vorbește despre această femeie pe nume Tabita, sau dacă vedeți, Dorca. Este atât în limba evrească cât și în limba grecească. Dar traducerea este aceeași. Pentru că, în mod normal, oriunde ai fi, că ești în Spania sau în România, indiferent cum s-ar pronunța numele creștin, ar trebui întotdeauna să fie la fel. Toți semănăm prin faptul că suntem asemănători lui Hristos. Primul lucru pe care vreau să vă spun este că este o femeie despre care se spune că este ucenică. Putea să deranjeze pe unii. Pentru că cuvântul acesta ucenică al Domnului Iisus Hristos, noi ne închipim diferit. Păi să fii ucenicul Domnului Iisus Hristos înseamnă să mergi să predici. Înseamnă să mergi să cânți. Înseamnă să fii vocal, verbal, să te audă oamenii. Domnul Iisus, un ucenic al Domnului Iisus. Femeia asta nici pomeneală. Ea n-a fost de niciun fel așa. Pentru că a fi ucenic al Domnului Iisus Hristos înseamnă să ieși în fața poporului întotdeauna. Undeva s-ar putea să stai în spate. Când tu deschizi ușa la biserică și ești primul care deschizi ușa, Dumnezeu să spună, bravo ție, ucenicule. Când ai cu aspiratorul în adunare, voi aici nu dați cu aspiratorul, puterul, nu? Ce strângeți pe aici? Tot ucenic al Domnului Iisus Hristos ești. E lucrul ăsta.
Pentru că la Dumnezeu ceea ce noi gândim într-un fel, la El nu este la fel. Ucenic al Domnului Iisus Hristos nu înseamnă să stai cu microfonul în mână și să predici oameni. Înseamnă să faci totul ca pentru Domnul pe pământul acesta. Biblia spune că această femeie a fost o ucenică a Domnului Iisus. Dacă ai fi întrebat-o în timpul vieții, măi, tu ești ucenică a Domnului Iisus Hristos, n-ar fi știut să spună. Pentru că spune o vorbă frumoasă un poet creștin, Ioanii, să fii sfânt și să nu știi. Pentru că sfințenia înseamnă că nu știi. Am citit un jurnal a unui om însemnat și un om care a alergat în fiecare zi a vieții lui, un om care a făcut foarte multe pentru Dumnezeu. Și am citit numai 7 zile din jurnalul lui. N-am cumpărat cartea că era prea groasă și prea scumpă. Și mi-am dat seama că n-am timp să o citesc și nici bani să o cumpăr. Și am citit 7 zile în librărie din viața lui. Și ce spunea? Zice, sunt un nenorocit. Trebuie să mă duc să evanghelizez și așa mă simt, zice el, de păcătos, ceva înfiorător. După care am zis că poate a fost o zi mai proastă în viața mea. Am citit a doua zi, zice, după ce m-am dus și am făcut evanghelizarea, zice, am un sentiment al nimicii mele. Zice, nimic nu sunt înaintea lui Dumnezeu și sunt împovărat de carnea aceasta de care aș vrea să scap. 7 zile am citit din jurnalul lui și în fiecare zi a vieții lui spunea, sunt un păcătos, zicea el. Sunt un om care nu merit ceea ce Dumnezeu mi-a dat și în fiecare zi a rugat pentru Domnul. Pentru că pe pământul acesta va trebui să aștepți cerul ca să-ți dea Dumnezeu premii. Trâmbițăm uneori victoria înainte ca să fie ajuns să stăm în fața celuia care ne dă premii. Nu te plânge, nici că ești prea slab și nu te dea nici mare că ești prea puternic. Așteptați cerul ca să fim răspătiți. Că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care spune încă puțin, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni. Aleluia! Doriți să fie Dumnezeu. Amin. Este o poveste despre o femeie slabă în prima instanță. Este vorba despre o femeie care, propriu zis, ea nu are, dacă vreți, o armă puternică. Atâția creștini am stat de vorbă cu ei și special cu tine. Frate, zice, dacă aș avea eu darul predicării, de ce l-aș sluji pe Dumnezeu? Dacă aș avea eu darul cântării extraordinar, ce m-aș duce, frate, cât e pământul ăsta? Am citit în seara asta Samuel care spune la marginea pământului de strig, Doamne, am și o întrebare, ce cauți tu acolo? Să ajungi la marginea pământului, nu-i rău dacă te duci să întâlnești porunca Domnului. Că ai ajuns la marginea pământului, că te-ai dus să-L găsești pe Domnul. Dacă ai ajuns la marginea pământului pentru că pașii tăi te-au purtat departe de voia lui Dumnezeu. Tu de ce scrii tu de la marginea pământului? Că n-ar trebui să ajungi la marginea pământului, așa? Ar trebui să fii cu Hristos în fiecare zi a vieții tale. Nu lăsa să vă poarte viața la marginea pământului. Acum, iubiții Domnului, femeia aceasta este o femeie care poate să dea o replică frumoasă. Eu n-am dor de dar, ce știu eu să fac în Dumnezeu? Eu nici nu cânt bine, eu nici nu sunt prezentabilă, eu mă pierd dacă cineva îmi spune un lucru, nu știu să răspund. Femeia aceasta a avut o armă mică. Care a fost arma ei? Un ac! Un ac! Pentru că spune bine că a cusut haine săracilor. Un ac! N-a avut o armă puternică. A avut un ac și cu acul acela a știut să slujească lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. A fost mai săracă biserica noastră în ziua în care sora Maria a trecut la Domnul. În ziua în care sora Maria a trecut la Domnul, biserica noastră a fost mai săracă pentru că nimeni nu vocea prejudecător, nu vocea dânsă. La orice întâlnire a tineretului sau orice în biserică, prejudecătorile ei ne lipsesc și astăzi. Prejudecătorile ei împreună cu zâmbetul ei. Biserica este mai săracă în momentul în care orice credincios trece la Dumnezeu. Dar pe de altă parte să știi că nu o să ai înaintea lui Dumnezeu nicio posibilitate să te aperi. Doamne, eu n-am fost un om de lui. Avem daruri extraordinare. Mă că ar trebui să ne gândim la un lucru. Dacă arma noastră și pe arma noastră mare și puternică ne vizuim, înseamnă că Dumnezeu nostru este mic. Dar dacă arma noastră e mică, atunci Dumnezeu nostru este mare. Și să dau un exemplu. Iope, locul unde a fost ea, este locul unde un om al lui Dumnezeu cu o armă puternică a ieșuat. Și despre cine este vorba? Despre Iona. Iona n-avea un ac. Iona avea un dar puternic, era prorocul lui Dumnezeu. Și când a primit de la Domnul însărcinarea să meargă și să vestească cetății Ninive pedeapsa lui Dumnezeu pentru nepocăința lor, Iona a fost omul care a fugit. A fost bărbat, n-a fost femeie. Doar că a fost o femeie slabă, care n-a primit o armă puternică, n-a fost cine știe ce, dar doar că a rămas acolo unde Dumnezeu a așezat-o și a zis, cu acul acesta voi sluji lui Dumnezeu toată viața mea. Pentru că până la urmă cel mai puternic mod de a-ți afișa credința, cel mai puternic mod de a spune Domnul că ești credincios, este să rămâi statornic în locul în care te așează Dumnezeu. Noi nu suntem creștini de sezon. Nu dacă este primăvară, avem deodată entuziasm,
Nu, noi suntem creștini de orice sezon și de orice zi. Să rămâi stăruitor în alergarea care stă înainte. Iată care este cheia și dacă vrei dovada credincioșiei tale. Îmi merge bine. Păi și păcătosul când îi merge bine spune, slăvit să fie Dumnezeu. Dar noi trebuie să înțelegem că a fi credincios înseamnă să rămâi acolo unde te așeza Dumnezeu. De altă parte, iubiții Domnului, aș vrea să vă spun că există în versetul acesta un lucru frumos. Vezi cum o prezintă Duhul Sfânt pe David. Făcea o mulțime de fapte bune și milostenie. Dar înainte să facă o mulțime de fapte bune și milostenie, spune Biblia, era o ucenică. Pentru că vreau să vă spun un lucru, dragii mei, nu cumpărăm cerul. Să nu căutați pe Dumnezeu să-L tratați într-un mod comercial. Mai bine trebuie să fii în inima ta credincios. Și asta înseamnă că tu știi măsura credinței tale. Dacă ești sau nu ești al lui Iisus Hristos, să-ți spune timpul petrecut în rugăciune. Să-ți spune setea de Scriptură. Să-ți spune modul în care știi că ai făcut să ai făcut compromis în viața ta. Mai înainte să faci faptele bune și milostenie, va trebui să fii. Pentru că Dumnezeu asta spune, era o ucenică și apoi spune că făcea fapte bune și milostenie. Și Dumnezeu devin faptele bune și milostenie. Prin de faptul că ești al lui Dumnezeu. Când ești al lui Iisus Hristos, nu știi să fii altfel decât așa. Nu poți să treci pe lângă oameni fără să-ți pese. Nu poți să nu trăiești având în vedere și sărăcia altuia și necazul altuia. Și Biblia spune un lucru frumos. Spune că făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Dar știți ce e frumos? Când spune că făcea, adică lua ața, o băga în și începea să coasă. Fie că cârpea hainele săracilor, fie că cosea haine noi pentru săraci. Dar ea nu se mărginea doar să facă fapte bune. După ce făcea fapte bune, făcea și milostenii. Și atunci lucru extraordinar. Că adică și eu fac fapte bune, mă duc și strâng și eu câte ceva. Dar după ce ai strâns, să fii milostiv, e lucru mare. Cu faptele bune pe care le faci, să fii și milostiv. Fă fapte bune, trăim pentru Dumnezeu, dar după ce ai făcut fapte bune, fii milostiv. Amin? Dorim și al tău, să vii să fie Domnul. Bun. Asta sunt mai niște paranteze, vom ajunge și la predică în curând. Vreau să mai fac o subliniere din text. Biblia spune și vă rog să subliniați în imaginea voastră. După ce spune că Tabita era ucenică, după ce spune că făcea fapte bune, după ce spune că făcea milostenie, ce aduce despre Tabita? Extraordinar. Ce spune? În vremea aceea s-a îmbolnăvit. Cum în vremea aceea s-a îmbolnăvit? Păi un sfânt care face pentru Domnul Dumnezeu ar trebui să fie sănătos. Eu așa înțeleg pe pământul acesta. Și mulți dintre noi avem rugăciuni de genul acesta. Doamne, nu cânt eu în vanfară. Nu vin la repetiții. Doamne, nu te-am sfârșit eu pe tine. Doamne, n-am venit la biserică. Doamne, n-am făcut eu ce trebuie. N-am să dau camera de filmat, Doamne, fiecare eveniment. De ce nu dai sănătate? Biblia spune că în vremea aceea, sublinierea este a Duhului Sfânt, în vremea aceea, când făcea fapte bune și milostenie, s-a îmbolnăvit. De ce oare s-a îmbolnăvit? De ce oare Dumnezeu nu ne protejează? De ce oare Dumnezeu nu ne oprotește? Iubiți, Doamne, vreau să vă spun un lucru. Nu vă temeți. Niciodată să nu vă pierdeți cu firea. Pentru că există un lucru pe care va trebui să îl înțelegem, dragii mei. Că pe pământul acesta nu contează atât de mult cât mai avem de trăit. Fiecare om se gândește și spune, o, mai am de trăit atâta. Eu am 42 de ani, mă gândesc așa cum merg lucrurile în România, că pe la 70 de ani nu se plec acasă. Nu îmi dau mai multe șanse de 70 de ani. Dar asta este un gând omenesc. Și mă gândesc, dom'le, am trăit 42 de ani până acum. Poate că într-un moment spui, am fost pocăit sau m-am pocăit de 20 de ani. Oameni buni, dar sunt calculele noastre. Dumnezeu spune, nu contează cât mai ai de trăit. Nu contează cât ai trăit. Contează dacă ai trăit. Pentru ce ai trăit. Care e scopul vieții tale. Când îți spui că ai fost pocăit sau că ești pocăit de 20 de ani, vine Duhul Sfânt să trebuie să-și putească în ureche. Mă, tu chiar crezi că ai fost pocăit 20 de ani? În acea 20 de ani când ai pocăit tu, ai făcut numai fapte vrednice de pocăință. Dar zilele pierdute. Dar ce ascultă pierdute când ai stat și ai risipit? Dar lumina în care poate că n-ai făcut nimic pentru Dumnezeu. Alesem cum? Câștigate sau pierdute? Spuneți voi. Deci nu contează cât mai ai de trăit, nu contează cât ai trăit, nu contează câți ani mai ai. Clipa de acum o ai și de la Dumnezeu. Folosește-o înțelept. Amin? Amin. Contează să trăim pentru Dumnezeu. Contează pentru ce trăiești, cât mai ai de trăit. Doamne, cât mai am, cât mai dai Tu. Slăvit să fii numele Tău. Dar acum aici, în locul acesta, eu spun din toată inima, slăvit să fii Iisus. Amin. Mulțumesc, Doamne, pentru clipa aceasta minunată pe care mi-ai dat-o și pe care vreau să o folosesc. M-am gândit mult la Tabita. M-am gândit mult și îmi place. M-am gândit. Știți, necazul ăsta,
Acum dumneavoastră am auzit de acest bărbat pe nume Gerul, despre care a scris sora Simona. M-am rugat și am zis, Doamne, dă-i sănătate, scoate-l din comă. Tu ești Dumnezeul vieții. Când Dumnezeu se apropie de cineva, moartea pălește. Somnul se sfârșește. Ațipirea începează. Dumnezeul nostru este viu în vecii vecii. Când se apropie Dumnezeu, se apropie viața. Când se apropie Dumnezeu, se apropie lumina. Oriunde vine Iisus Hristos, moartea nu are putere. Umbra morții se dă o parte, pentru că vine soarele neprihănirii. Slăviți să fie numele Lui. Acum vedeți dumneavoastră, iubiții Domnului, ne îngrijorăm să ne supărați. Doamne, îți bolnav, îți necăjit. Tu nu vii, tu nu lucrezi. Și să te supărați că Domnul nu lucrează. Și spune Biblia, când a lucrat Dumnezeu, s-or fi rugat femeile din jurul ei. Ce ziceți, Doamne? S-or fi rugat săracea pe care i-a îmbrăcat ea. Ziceți, s-or fi rugat? De unde știi? Pentru că vântul stăteau acolo în cameră, spune cuvântul Dumnezeu, cu hainele în mâini și plângeau, spune cuvântul Dumnezeu. Deci s-au rugat pentru ea, s-a rugat biserica și Dumnezeu n-a lucrat. Și Dumnezeu n-a intervenit. Și noi am spune, Dumnezeu tace. Dumnezeu nu vrea să intervină. Dar Dumnezeul nostru are în vedere lucruri mai mari. Nu spuneți că Dumnezeu nu lucrează. Pentru că la magazinul acesta, să zicem, unde Dorca a lucrat, nu veneau decât săraci și amărâții. Ea nu costea decât haine pentru amărâții lumii aceleia. Să credeți că niciun bogat nu vine la Dorca. Să credeți că niciun bogat nu vine la Tabita. Și n-au știut de ea. Dar spune Biblia că în momentul în care Dorca a murit și după ce a fost înviată de Domnul Iisus Hristos, spune că toată cetatea a cunoscut faptul aceasta. Au cunoscut-o și bogații și cei care nu o cunoșteau până atunci. Pentru că Domnul întârzie cu un scop să-și proslăvească numele de Dumnezeu. Nu mai stăm și să spunem drept înaintea lui Dumnezeu. Știe Tatăl din cer ce face. Știe Dumnezeu pentru ce pune piciorul pe frână. Știe Dumnezeu pentru ce există cer în viața noastră. Planul lui Dumnezeu nu este să mâhnească pe fiii oamenilor. Este scris în Biblie. Dumnezeu nu mâhnește cu plăcere pe fiii oamenilor. Dumnezeu nu ne-a rânduit pe noi uitării. Nu avem un Dumnezeu care să nu-i pese, dar avem un Dumnezeu care vrea să-și proslăvească numele. Avem un Dumnezeu care vrea să facă lucruri mari în viața noastră. Ce dacă Dumnezeu nu mi-a dat lucrul ăsta? Înseamnă că Dumnezeu să-mi dea mai mult. Mărire lui Dumnezeu. Și așa cred eu. Eu cred că Dumnezeu să-mi dea mai mult. Au aflat și bogați. Mă zice, noi n-am știut de Dorca, n-am știut de Tabita. Dar după ce a fost înviată, spune Biblia că tot de cercat i-a aflat. Și a cui a fost slava, spuneți voi. Că Domnule, vă mai plângeți că Dumnezeu nu vă dă și vă face. Mâine va fi extraordinar. Mâine Dumnezeu a pregătit ceva minunat să credeți lucrul ăsta. Apoi, pe de altă parte, m-am gândit, vă dau o veste proastă, vouă predicatorul, frate Gabriel, frate Pavel, o veste proastă. Poate să moară un predicator, eu nu cred că Dumnezeu trebuie să învieze, să vic out. Așa de mulți zbătoritori să pună pe microfonul ăsta, ce mai drastic. Deci, dacă moare un predicator, eu nu-s convins că Duhul Sfânt o să învieze. Dar eu nu am predicat, nu că se zice, lasă, că duc acolo la de odihnă, vorbim prea mult. Dar în ziua în care moare Tabita, Dumnezeu din cer spune, asta trebuie să o înviez. De ce? Pentru că Tabita e inima. Orice poate să moară în biserică, până și cântarea poate să moară, s-o ridică alții. Dar în ziua în care a murit mila în biserică, a nu e biserică. Esența bisericii este mila. Și Dumnezeu s-a uitat la Tabita și a zis, asta trebuie să o înviez. Că eu n-am mulți oameni ca și ea, care se facă milostenii în biserică. Mila va fi înviată întotdeauna. Hristos se ocupă ca să avem milă în suflet. Și Tabita trebuie să o înviez. Pentru că unde nu mai este milă, nu mai e biserică. Unde nu mai este compasiune, nu mai e biserică. Unde nu mai este, dacă vreți, dorința să faci bine aproapele, nu mai este biserică. S-o ridica alți cântăreți. Nu știu dacă vă convine ce vă spun acum. S-o ridica alți predicatori. Dar Dumnezeu din cer înviază mereu și mereu mila. Credeți lucrul ăsta? Slăviți să fie Domnul. Bun. Acum, iubiții Domnului, o să spun că ultima subliniere la introducere, și apoi foarte pe scurt vom vorbi despre acel dat pe care vă spuneam, este următorul. Zice, Biblia că au luat-o și au dus în odaia de sus. Până când am văzut că au dus în odaia de sus și dacă nu cunoșteam finalul, mă pregăteam de sărbătoare. Eu orice am citit în Biblie cu privire la odaia de sus, a fost extraordinar. Când Hristos a ajuns în odaia de sus cu ai săi și a stat la masă și s-a bucurat împreună cu ei, când Elie a luat copilul vădului și l-a dus în odaia de sus, oricând citesc cuvântul ăsta, odaia de sus, eu mă pregătesc de sărbătoare. Mă pregătesc o minune, mă pregătesc de ceva extraordinar. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cum mai stați voi cu odaia de sus? Tocmai, Doamne, îți mulțumesc, mi-am zugrăt de casă. E când îmi doream eu să-mi pun tapetul ăsta. Foarte frumos, zice Domnul. Dau odaia de sus.
Doamne, îți mulțumesc însă și mi-am așa o mobilă aia de bucătărie care mi-a plăcut. Foarte bine, zice Domnul. Da, o daia de sus, cum stai cu ea. Oameni buni, vreau să vă spun un lucru. Măsura prezenței lui Dumnezeu în viața noastră este mare măsură determinată de o daia de sus. O dăiță aceea în care tu cu Domnul stai la taină. Când au dus-o pe Tabita în o daia de sus, am știut că ceva se va întâmpla acolo. Știți ce ne-a furat nouă astăzi, diavolul? Trist, mâhnit, supărat. Probleme la servicii, probleme de sănătate, probleme de sănătate. Venim la biserică și nu-i spunem o noapte despre necazurile noastre. Dar știți ce ne-a furat nouă astăzi, diavolul? Știți ce ne-a furat nouă diavolul astăzi? Ne-a furat o dăiță. Omul care nu mai are o dăiță, iertați-mă, vă spun așa cum știu eu. Omul care nu mai are o dăiță, să nu vorbească de dragoste, că nu știu. Dragostea nu se consumă în fața omului. Dragostea nu se consumă în vorbe. Dragostea nu se consumă într-o predică spusă aici, la microfon. Dragostea se consumă de fapt. Spune Hristos, când ieși în față, vrei să te arăți oamenilor că mă iubești, nu mai poți. Dar când sunt acasă eu cu tine și duci la telecomandă, mă iubești? Direct la telecomandă. Când ai ajuns în casă, ți-ai zbârlit pălăria, pac, la telecomandă, la televizor. Să vezi atât cu Real Madrid, cu Nicosia. Când ai ajuns acasă, așa cum te duci, spre ce te duci, ai iubirea ta, prietene. Mă duc în fotoliu, mă trâmbești și spun, praf, să nu mai pot. Și adorm instantaneu. Oameni, vreau să vă spun un lucru. Acolo unde este iubirea ta, acolo unde este intimitatea ta, va fi și iubirea ta. Tu cu Hristos, departe de ochii lumii, asta înseamnă dragoste. Asta înseamnă dragoste. Toate celelalte derivă din această relație secretă cu Hristos. Bun, am încheiat. Și am vrut să vă spun despre acest dar. Știți care este darul cel mai frumos? Eu, când vin la dumneavoastră în biserică și oriunde mă ajunge într-o biserică, caut fețe pe care să le recunosc. Cum văd o față pe care o recunosc? Mă simt acasă. Cel mai mare dar pe care l-a făcut mie Dumnezeu, simt de prieten. S-ar putea să nu mănânci în pace. S-ar putea să ajung unde n-am vrut să ajung. S-ar putea să cânt uneori cu lacrimi pe obraz. În tabele cât în jurul meu vor fi prieteni. N-am pierdut nimic. În lumea aceasta veți avea necazuri și greutăți, spune Domnul Iisus. Dar darul meu pentru voi, de 100 de ori mai mulți, frați și surori. Stăm în biserică și nu știu că ne cunoaștem. Deci cel mai mare dar pe care ne-a înseamnă Domnul Dumnezeu este darul prieteniei. Și haideți să vă spun câteva lucruri simple pe această seară. Prietenia, dragii mei, ca dar al lui Iisus. Sau dacă vreți prietenia în general, nu neapărat ca dar al lui Iisus. Prietenia este esențială în viață. Prietenii s-a duc viață sau prietenii s-a duc moarte. Știa lucrul ăsta. Zic ei, wow, zice, Petru este aici, la Lida, câțiva kilometri de loc. Merge, zice, și aduceți-l pe Petru, că dacă voi îl aduceți pe Petru, zice, va fi bine. Și s-au dus să-l aducă pe Petru, prietenul lor. Și când a venit Petru, prietenul, ce-a făcut Petru? S-a dus în odăiță, s-a rugat și ce-a făcut Dumnezeu prin mâinile lui? O înviere. Cu cine ești prieten în viață, îți va aduce viață sau moarte? Asta moarte pătrunde în viețile noastre din cauza prietenilor noștri. Stai și vorbești. Băi, ce biserică de doi bani, mă! Păi ce orchestră e asta, mă, sau fanfară, mă, sătul de ei, mă! Bă, dar ce țară nenorocită, mă! Dar ce vecine am eu, mă, și stai și după jumătate de oră ești mor, otrăvit din cap până în picioare. Te duci și te clatin pe drum. Sau ai lângă tine un om care să spună, atât m-am rugat astăzi, mărire cu Dumnezeu. L-am simțit pe Iisus Hristos în rugăciune. Eu cred că Dumnezeu ne va ajuta. Mergem înainte că și Hristos este puternic, n-a pierdut nicio bătălie. Am stat azi și am simțit prezența Duhului Sfânt. Depinde cu cine ești prieten în viață. Biblia spune că tovărășile rele strică obiceiurile bune. Prietenii tăi îți aduc moarte sau îți aduc viață. Vei deschide Biblia funcție de prietenii pe care îi ai. Pentru că dacă vor fi oameni care vor fi aprinși după Scriptură, de vei aprinde și după Scriptură, după cum prietenii tăi cultivă anumite obiceiuri în viața lor, te vei trezi că și tu iubești ceea ce iubesc ei.
Și cu importanță știți lucrul ăsta. Știți de ce suntem slabi de multe ori? Și în slujire, frații mei. Pentru că avem un prieten infantil. Alipește-te de oameni care sunt cu inimă mare pentru Dumnezeu. Alipește-te de oameni care visează mult în viață. Alipește-te de oameni care nu trec prin viață pur și simplu așa ca o umbră. Alipește-te de oameni care țintesc mult în viață. Stați lângă oamenii care se va aprindă. Stați lângă oamenii care visează lucruri mari. Pentru că stând lângă oameni mici, veți deveni mici și voi. Poate veni pământul un loc greu. Nu căutați prieteni în care să vă jeliți de dimineață până seara. Nu căutați oameni care să semene neapărat cu voi. Căutați oameni care să vă motiveze, să vă schimbe. L-au adus pe Petru. Când l-au adus pe Petru, Petru a zis, eu mă duc, zice, în odăița unde este Tabita și acolo îți voi face ceea ce știu. Și când s-a rugat Petru, viața care era în el, a venit și peste Tabita. Să fii prieten cu prietenii care sunt purtători de viață. Să fii prieten cu prietenii care îl poartă pe Iisus Hristos în inima lor. Să fii prieten cu prietenii care au valori în viața lor importante. Amin. Ajută-ne, Iisuse Hristos, și binecuvântează-ne la aceasta. Important să ai prieteni. Foarte important să ai prieteni. Ei îți vor aduce viață sau îți vor aduce moarte. A stat Ionatan împreună cu David. Și David a fost un om pe care l-a iubit pe Ionatan. Și Ionatan l-a iubit pe David. Și la un moment dat vine Ionatan și spune, Davide, tata e nebun. Tata zice, plănuiește să te omoare. Eu o să vin să-ți dau de știre. Stai ascuns. Și dacă eu voi veni să fac lucrul acesta, tu să pleci și să nu stai. Pentru că eu îți voi da un semnal. Și când a venit Ionatan, i-a dat de știre că de fapt Saul era un om viclean care urma să-l omoare. Și a fugit David. Prietenia aceasta i-a scăpat viața lui David. Dumnezeu a lucrat prin mâna lui. Să stai de vorbă cu oameni care să vină să spună, prietene, vreau să spun că eu m-am rugat pentru tine, simt un pericol mare în viața ta. Simt că ceva vine peste viața ta. M-am rugat și Dumnezeu spune că ești în pericol. Să vă antrenați pentru cele veșnice. Să vină oameni care să vă insufle curajul acesta de a lupta și de a trăi pentru ceea ce este important. Să le vii să fie Dumnezeu. Amin. A avut și Roboam prieten. Roboam a avut și el prieten. În ziua în care au venit bătrânii, au spus, ușurează jugul poporului acestuia. Ridică-i poverile. Poartă-te cu înțelepciune și îți vor sluji toată viața. Și Roboam s-a dus să se consulte cu prietenii lui tineri și au zis, n-ascultă sfatul bătrânilor, zice, fii dur, fii aspru, fii autoritar, arată că tu ai putere. Și a lepădat sfatul bătrânilor și s-a lipit de sfatul acestor oameni tineri. Și ce a ajuns Roboam? Un cerșător. Da, împărat, dar un cerșător. Și de ce? Pentru că în timpul lui s-a rupt împărăția. De tine să se lege în istorie timpul și ceasul când s-a rupt împărăția. 10 la dreapta, 2 la stânga. S-a rupt împărăția. Pentru că, dragii mei, trebuie să recunoaștem astăzi. Și noi suntem un fel de magnet. Și noi atragem oameni de valoare sau oameni de mai puțină valoare funcție de ce suntem noi. Nu poate să-ți dea Dumnezeu un prieten valoros dacă la rândul tău nu cauți să fii un prieten valoros. Îmbogățiți-vă unii pe alții. Eu n-am mulți prieteni în viață. Aș vrea să spun cu mâna pe inimă că poate doi prieteni am. Primul e soția mea. Păi nu mă bate nimeni cum mă bate soția mea. N-am auzit vreodată să spună, mă, așa m-am bucurat la ceea ce ai spus tu astăzi. Dar niciodată, când mă duc acasă, mereu îmi spune, hai că poți mai mult, zice ea. Să stă mai multe rugăciune, mai postește, mai roagă-te, zice ea. Că Dumnezeu să mai multe putere. Mereu îmi spune, ce tu n-ai ajuns să fii încă omul care Dumnezeu vrea să fie. Dar ai putea, zice, să fie. Tot timpul mă bate, într-un fel sau altul, mă biciuiește. Dar știi ce suntem, îmi ajută lucrul ăsta. Nu mă duc acasă să spun, voi, sfotul meu, nimeni nu-i ca tine. Vii acasă și îți spun, bă, tu ești extraordinar, nu te bagă în seamă, păstorul mare, ceva cu tine. Așa te sfințești la vorbele astea, mi-a grozat te sfințești. Încep să vezi numai nălucit. Mai am un prieten, dacă stai de vorbă cu noi, sau când ne întâlnim noi, când stăm noi doi, el e aici, eu e aici, tot timpul ne înțepăm. Dar o țară întreagă străbate și o alergăm. Și mergem și ducem Evanghelia, pentru că, până la urmă, ce înseamnă prietenia? Să împărtășești un vis în comun. Și toată, mă, oameni buni, hai, mă, ce înseamnă prieten? Și ce, dacă ești prieten, ce înseamnă? Bei cafele și bei ceai. Asta înseamnă, mă, prietenia. Dar nu înseamnă prietenie să bei ceai și cafea, nu? Să-l bei de Dumnezeu, asta înseamnă prietenie. Amin. 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 Trebuie să sunteți sau să dormim. Amin. Așa, bravo. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, dragii mei,
este că în prietenie, cu cât mai mult, cu atât mai bine. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Să lăsați să fie Dumnezeu, ziceți amin. Credeți că nu zici rău. Prietenii, cu cât mai mult, cu atât mai bine. Oameni buni, nu numărul banilor ne dă nouă biruință. Banii vin și pleacă. Bă, gata, se seama lucrul ăsta. Ai avut ceva bani. Și ce mai ai acum? Eu rog, mă, facturile. Deci, nu mulțimea banilor ne dă nouă biruință. Nu știu că-ți băgat de seama lucrul ăsta. Deci banii vin și banii pleacă. Atâta așa un rost în lumea asta. Dar mulțimea prietenilor este excelent. De ce? Prea discutați-mă. Zice, mă, Dorca, ai prieteni? Am, sunt mulți? Mulți au fost. De ce? Doi au zis, mă, zice, noi prea multe nu știm să facem, dar avem niște picioare puternice. Doi zice, s-au dus să-l cheme pe Petru și au început să alergi. Și au zis, mă, noi suntem iuți de picior, dacă omul ăsta pleacă, dacă pe omul ăsta nu-l găsim. Și doi dintre ei aveau picioare bune, da? Și s-au dus și au zis lui Petru, mă, Petre, nu preceta să vii, mă, vino în coace. Doi oameni care au alergat. Apoi, alți prieteni de-ai capitei stăteau acolo sus, în cameră, și spune că în mâinile lor erau hainele. Și au zis, mă, noi nu știm să facem altceva. Noi nu știm decât să arătăm binele pe care l-a făcut omul acesta. Pentru că avem nevoie de prieteni care să ne spună că în viața noastră am făcut și noi ceva. Avem nevoie de oameni care să ne încurajeze, nu? Avem nevoie să ne spună cineva, măi, ai făcut și ceva bun cu viața asta ta. Dumnezeu să te binecuvânteze că am văzut binele ăsta pe care l-ai făcut. Nu veniți numai cu flori la mormânt. Mă, ce om bun a fost. Păi ce mai trebuie mie flori atunci? Deja am câmpul cu flori. O să-ți spleonați când aduceți flori la un mort. Ele deja am câmpul cu flori. Ce mai trebuie lui florile voastre? Nu? Și nu-i mai smulge. Lăsați-le acolo unde sunt ele. Nu știu cum ați înțeles. Deci, alți prieteni au stat și au zis, ăsta-i robul lui, zice, ăsta a făcut și mărit să fie Dumnezeu. Probabil că în viața aceasta nu m-am simțit niciodată mai aproape de Dumnezeu ca în ziua în care am aflat accidental cu o familie de oameni nemulțumiți, nu știu ce se întâmplaseră, m-au vorbit de rău. Era o familie care m-au vorbit de rău, la care, la familia aceea, de fapt, era o anumită organizație. S-a ridicat un tânăr de la noi din biserică, a zis, voi despre Florinți ce vorbiți? Da, zice ei, dar voi nu vorbiți bine, mă, oameni, voi nu-l cunoașteți cu omul ăsta, mă. N-are nicio legătură ce spuneți voi cu el. El nu e așa, zice. El este un om așa și a început să spună ce credea ea. Oamenii au rămas blocați, erau șefii ei, atât s-au nervat că au vrut să o dea afară. Dar ne-a fost rușine de lucrul ăsta. Și fata aceea a stat pentru mine și a luptat pentru mine. Și oamenii aceia și-au schimbat impresia. După ce am ajuns să colaborăm, ei ne-au mărturisit mie ce vă spuneau acolo. Ce, bă, așa te-am tocat, mărunt, zice, te-am tocat. Dar fata asta s-a ridicat și ne-a înfruntat. Pentru că este extraordinar să ai un prieten care să spună, nu e ăsta omul care zici tu, eu îl cunosc. Nu, dar noi luăm o șoaptă care o găsim undeva pe holul bisericii și o facem veste națională. Am avut un păstor în biserică la ora 2, îl înțepa un pic inima, era obosit. Când am ajuns în adorare la ora 6, murise. Și să ne rugăm pentru fratele Mărcuț că pentru familia lui că a murit. Știți de unde vine lucrul ăsta? Topogană, domnule, vestea. Deci eu am zis, bă, Mărcuțule, poate că unii și-au dorit să mori de a-o da vestea asta în felul ăsta. Deci așa un cancan din ăsta, nimeni nu întreabă. Și ne ducem și la a doua mână și la a treia mână și luăm informația și o transmitem mai departe. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, faceți slujba poștașului lui Iisus. Amin. Fii poștașul lui Iisus, fii poștașul satanii. Să duci vești rele, să fii al lui Iisus, să spui, eu îl știu pe omul ăsta și e un om bun. Aleluia. Amin. Când va auzi, se va bucura. Alții, ce făceau acolo să se încarcă? Plângeau. Mă, ce faci tu, mă, prin? Eu plâng. Îți bun și ăștia care plâng înaintea lui Dumnezeu, nu? Se duc înaintea Domnului și plâng pentru tine. Ei nu știu să țină în mână o haină, ei nu știu să alerge, ei nu știu să facă mare lucru, nu pot să ia atitudine, poate că n-au cuvinte extraordinare, nu știu să mijlocească, dar ce fac? Plâng înaintea lui Dumnezeu. Domnul să-i binecuvânteze. Amin. Cu cât mai mulți prieteni, cu atât mai bine. Alții au fost pragmatici. Au luat-o pe tabita, trupul neînsuflețit, au spălat-o și au dus-o în odaia de sus. Unii vor face, unii vor alerga, unii vor plânge, unii vor face slujba mângâierii. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Nu știu unde vine izbăvirea. Nu știu unde Dumnezeu îți deschide o ușă. Împrietenește-te cu copiii lui Dumnezeu. Împrietenește-te cu prietenii lui Iisus și vei vedea de unde vine izbăvirea. Dumnezeu te izbăvirea prin mâna oamenilor de cele mai multe ori. Așa e? Slăviți să fie Domnul. Amen. Sunteți bogați, prieteni, că sunteți mulți aici în biserică. Nu m-am prieteniți-vă unii cu alții. Vă vedeți, nu știu, voi sunteți bucuroși? Da. Dar să spuneți asta și fețelor voastre. Ele nu știu că voi sunteți bucuroși.
Că mă uit la voi așa, sunteți unii dintre voi curți oameni buni. Parcă așa e examen la matematică, în clasa 4-a. M-au dat o învățătoare pe care o chema doamna Lupu. Vă dați seama cum e să mai am învățătoare de doamna Lupu. Și avea un arătător din lemn și acum țin minte. Bă, cum îmi spuneam ce trebuie, mâna aia îi se făcea macarat. Până la mine atingea și mă croia pe numai învățătoare. Deci, pe spate, uite așa mergeam. Doamna Lupu, Dumnezeu să o binecuvânteze, dacă mai trăiește. Deci, cum veneam la școală și doamna Lupu cu arătătorul, imediat mă făceam ca de cremen. Aș vrea să nu fiți. Nu știu dacă m-ați înțeles. Deci, cu arătătorul. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Oameni buni, viața cu Iisus Hristos este o viață de biruință. Este o viață de dulceață. Dați-vă dulceața. Fețele voastre, vă spun un lucru, fețele voastre au ajuns așa pentru că voi n-ați exersat zâmbetele. Vă iese foarte bine încruntarea, natural. Deci asta vă iese, extraordinar ce vă iese. Dacă îl zâmbiți, parcă faceți eforturi. Dar normal ar trebui, acum o să spui, dar ce frate, ce să noi zâmbăreți, smiley de pe internet, sau ce știu eu. Nu oameni buni, dar vreau să spun un lucru. Nu câștigați un prieten cu fețele astea. În fața trebuie să spună ce e în urma ta. Eu pot să fii trist și în același timp să fii ca un magnet care atrage. Dar ai dreptul să fii supărat. În același timp să vorbești în supărarea ta. Cultivați-vă prietenie, cât mai mult sau mai bine. Deci față spune mult. Față spune mult. Multe spune față. Poate să-ți lumineze față și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă rog eu un lucru simplu. E un act de, o să spuneți și acolo. Duceți-vă și mai dați-vă și voi în oglindă. Dacă vouă vă place de voi, foarte bine, rămâneți cum sunt. Dar nu vă place și vezi în oglindă, mai zâmbiți și voi. E bine așa. Ce nu știu să mai zâmbiți? Amin. 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 Al treia lucru pe care vreau să vi-l spun, dragii mei, este următorul. Ce îmi place mie la prietenie este că prietenia nu vede rigoris mortis. Când s-a dus Petru și a văzut pe Tabita palidă, înțevenită, ca un trup care intră în moarte, are acest rigoris mortis, că asta vă spun de la medicină legală, că asta mi-a fost meseria. Înțepenește, știți cum este. Dar când s-a uitat Petru, el n-a văzut rigoris mortis, n-a văzut trupul acela rece, n-a văzut neînsuflețirea, dar ce a văzut? Oportunitatea să slujească lui Dumnezeu. De-aia îmi plac prietenii, pentru că prietenii nu vor să spună, bă, ce mort ești tu. Prietenii vor să spună, hai ridică-te că poți. De asta ai prieteni lângă tine. Pentru că știi ce se întâmplă? Dușmanii tot timpul vor spune, băi, ești un zero. Eu n-am nicio problemă cu dușmanii care spun că am și eu neprieten, ce crezi că n-am? Deci, de exemplu, eu le-am spus dușmanul, mă, voi spuneți un mare adevăr. Chiar sunt un zero. Dar l-am pe Hristos. Știu eu în față de tine nota 10. Deci, unul în față și zero eu, nota 10. Amin. Deci, eu sunt de acord cu ce spun ei. Eu se acord cu ce spune ei, că sunt un mare zero pe care Hristos l-a găsit și cu el în față devin creștinii nota 10. Amin? Deci este foarte important să ai prieteni. Deci eu când, deci vine într-o seară, eram într-o biserică și a tot se supăra soția mea, că a venit la ea o soră. Și zice, tu ești nevasta lui Ianovici? Da, zice soția mea bucuroasă, că așa e ea mai bucuroasă. La care asta se uită și spune, și pleacă. Adică, a venit soția mea acasă, a fost supărată, zice, da, cum adică mă, dar de ce a făcut ea lucrul ăsta? Și de ce, dragii mei, haideți să spun un lucru. Eu acum, mă vedeți cum sunt, da? Mi-am luat un costum fain de acasă. Mă, l-am încheiat acum. Mi-am pus o cravată faină, nu? Deci toți cu cravată nu mai oferă, după care n-am dat de seama. Și sunt hrănit bine, soția mea m-a hrănit bine, când m-am căsătorit aveam 69 de kilograme. Acum am ceva mai mult. Ajungem la un moment dat în viață, nu știu, să avem o mașină, să avem o casă, un costum frumos, călcat, cămașa mi-a ales-o soția, cravata mi-a ales-o soția, culoarea costumului mi-a ales-o soția. Și eu vin în fața voastră și poate că și eu și altul și tu arătăm într-un fel mai bine decât era odinioară. Dar noi suntem rezultatul cuiva care într-o zi a văzut în noi, nu dezastru, ci potențialul. Când m-am căsătorit cu soția mea, eram un tânăr neîncercat. Nici nu știam ce voi face în viață, speriat de viața asta. Derutat, confuz, cu traume sufletești, cu multe bârbe sufletești. Eram un om care nu știam ce va fi cu mine. Mi-era groază să mă gândesc la ziua de mâine. Și soția asta mea a stat lângă mine și a zis, eu nu văd în tine rigoris mortis, eu văd în tine potențialul. Și în fiecare zi m-a îndemnat și a zis, fă ceva cu viața ta, știți mărturia mea. Soția mea când era studentă s-a prozăpit într-o zi în fața mea și a zis, Florine, zice ea. Zice, să știți bun lucru, nu ești nici așa de deștept pe cât când unii, nici atât de frumos pe cât când alții.
Dar, zice ea, tu ai putea să devii un rod extraordinar în mâna lui Dumnezeu. Și apoi mi-a zis, mă uit la tine și mă doare sufletul cât a pus Dumnezeu în tine. Și în fiecare zi te porți ca un clown înainte oamenilor. Încetează să mai fii clown oamenilor. Și dă-i voie lui Dumnezeu să fie și apoi să fie. Poate că m-a arătat astăzi bine, dar asta pentru că în spate asta pe femeie. Care mi-a suportat mâniile, neîncrederile, ezitările noastre, răutățile noastre. Care atunci când noi am vorbit mai mult decât trebuia cu voce tare s-a dus să se roage cu tine. Atât de bine să ai prieteni. Am fost de multe ori prăbușit și au fost lângă mine oameni care mi-au zis, eu nu văd paloarea, nu văd rigoris mortis, eu văd oportunitatea pe care Dumnezeu o dă vieții tale. Lăsați sunt oameni care să vă spun o vorbă bună. N-am să niciodată, am dat un telefon prietenului meu, eram în fața aproape a 3.000 de oameni la o conferință. Cântarea unii în față, de m-au tulburat cu totul. Au dat chitara la maxim, tobele, bruma de mesaj care mai aveam în minte, mi-au zburat cu totul. Atât de oribil au cântat după mine, un zgomot infernal. Deci au început o zdrângâneală de aia fără noi, mă. Și nu mi-a mai venit să predic. M-am ieșit afară din conferință. Și am dat un telefon unui prieten și am zis, spune-mi o vorbă, zice. I-am zis, zi-mi o vorbă ca să intru înapoi. Am bine să mă duc acasă să fug. N-aș mai vrea să predic, pentru că mă simt îngrozitor. Clar că Duhul Sfânt n-are cum să stea într-o asemenea manifestare. Sunt convins că Duhul Sfânt n-are cum să binecuvânteze. Zi-mi o vorbă. Și ce mi-a spus? Mi-a zis, Dorin, îți aduce aminte când te-ai dus în Viena? Și a zis, da, mă duc aminte. Zice, eu trebuia să mă duc în Viena. Știu, zic eu. Zice, mi-a scris o tânără după ce a fost în Viena. Și mi-a scris în e-mail așa, zice. Zice, frate, zice, dumneata trebuia să vii, zice, în adunare la noi. Și te-am așteptat, zice ea, cum l-aștept pe Iisus? Când am văzut că vine omul ăla de la București, pe care nici nu cunoștea de pe familie, zice. Zice, atât am urât în prima seară, zice, extraordinar, zice, am stat 4 seri acolo în Viena. Zice, n-am vrut să mă uit, nici n-am vrut. După ce am terminat toate acele seri, am dat slavă lui Dumnezeu că mi-ai venit. 5 întrebări am avut, toate Dumnezeu mi-a dat răspuns, prima mână așa. Și mi-a zis, tu te-napoi și predică. Dumnezeu își va arăta slavă. Și m-am dus înapoi și am predicat. Și au ieșit în seara aceea aproape 100 de oameni în față, în mântuire. Atât de bine să ai îngătit pe cineva care să nu-ți vadă înțepenirea, neputința, ci să vadă oportunitatea. Stai lângă un om care se poate să spună o vorbă bună din mântuire. Fiți prieteni. Fiți prieteni unii cu alții și încurajați-vă. Amen. Și acum vreau să închei în această seară, spunându-vă ultimul lucru. Nu-i chiar tu să ai prieteni. Ești nu pe mare. Totul e să fii prieten cu prietenii Iisus. A venit Petru, ce ești tu, Petru? Zice eu, păi sunt un om credincios. Cine e prietenul tău? Iisus. Când a intrat Petru în odaia de sus, primul lucru pe care l-a făcut Petru, și vă rog să țineți minte, lăsați-l ca să fac copii. Deci, copii, ei sunt, deci, e normal să plângă, să-i fie rugat spune că trăiesc. A intrat Petru în odaia de sus. Ce a făcut prima dată Petru? Zice, voi care plângeți, plânge jos. De ce? Zice, pentru că eu sunt prieten cu Iisus. Și Iisus m-a învățat că într-o asemenea situație îi scos afară pe aceia care sunt deprimați și desnătăștuiți. Când Iisus Hristos s-a dus în casă la Iair și a intrat în curte, mulții a zis, nu mai deranja pe învățătorul, căci fiica ta a murit. Și Iisus Hristos a zis, n-a murit, ci doarme. Și a zis, dă-i afară pe toți. Și-a luat-o pe mama, pe tata, pe Petru, Ioan și Iacov și-au intrat înăuntru. Și-au zis, vom sta aici numai cu aceia care au tărie duhovnicească și târzenie în credința lor. Pentru că creștinii deprimați, de multe ori, blochează rugăciunea. Stai lângă câte un om care atât plânge, de la un moment dat nici nu mai credință să mai faci ceva. Și chiar dacă ți-e milă de ei, spui, mă, femeilor care plângeți, faceți asta la parter. Pentru că aici sus se face lucrarea lui Dumnezeu și ai nevoie de tărie duhovnicească. Și a zis, scoate afară pe tot ceea care te-ar putea incomoda.
Chiar dacă poate câteodată vorbim despre oameni care sunt al lui Dumnezeu, dar în viață câteodată slăbiciunile noastre împiedică lui Dumnezeu să lucreze. Și primul rând a zis Petru, eu sunt prieten cu Iisus și eu fac ce Iisus Hristos m-a învățat. Și a zis, a trebuit să ieși să fac. În al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, dragii mei, este că Petru a genunchiat. Ce faci Petru? Genunchiez. Și mă rog. Dar de ce nu genunchiez? Pentru că eu asta am învățat la Iisus. Dacă e să mă întrebați pe mine, spune Petru, unul dintre lucrurile care mă doar, este că atunci când trebuia să stau alături de el în genunchi, n-am făcut-o. Închețima. L-am văzut pe Iisus Hristos în genunchi. Și m-am dus la orizontal și în genunchi. Dacă în viață vei avea prieteni care vor fi prieteni cu Iisus, vor face ce-a făcut Iisus în genunchiază. Nu recunosc nicio prietenie care te învață să stai precum brad, ca scândură. Pe brații prieteni te vor trage să stai înainte lui Dumnezeu în genunchiază. Al treilea lucru. Ce faci pe te? Mă rog. Dar de unde ai învățat tu să te rogi? Dispărea nopții. Dispărea nopții și se ruga. Când a stat în fața pietrei de mormânt și a picat ochii spre cer și a zis, Tată, știu că totdeauna m-a scos. Când m-a luat pâinea în mână, a întâi a binecuvântat-o și apoi a frânt-o. Pentru orice lucru a mulțumit lui Dumnezeu, l-a văzut tot timpul, era plin de rugăciune. Ce te învață, prieteni? Ce știi? Ce știu? Ce a învățat cel ce a stat înaintea lor? Și dacă prietenii tăi sunt prietenii lui Hristos, vor face faptele lui Hristos. Apoi spune Biblia că Petru i-a întins mâna și a apucat-o. Dar eu mi-a învățat tot Petru. O, zice, era o noapte cum n-aș mai vrea să fiez. Atât bătea vântul și corabia urca și cobora. Am crezut că ne plecăm. De la ultima strașă a nopții a venit Hristos, prietenul meu, pe cântear. Când l-am văzut, am zis, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine. Și am coborât din barcă și m-am dus pe apă către el. De la un moment dat, m-am tulburat și mi-a scăzut credința și m-a fundat. Și atunci am zis, Hristos, scapă-mă! Și atunci mi-a întins mâna Hristos. Și a zis, nu să te apuci de mâna mea. Pentru că prietenul Hristos te vor învăța ce am învățat ei de la Hristos. Și Petru a întins mâna pentru că i s-a întins mâna. Și Petru a făcut acest gest să apuce. Pentru că a fost apucat de Iisus. Și după ce a ridicat-o pe David-a, s-a dus și spune Biblia, a prezentat-o înaintea lor vie. Vreau prieteni care să mă duc în cer. Vreau prieteni care să mă ajută să mă împărțișez înaintea lui Iisus. Vreau prieteni care să mă ducă spre Raiul lui Dumnezeu, nu spre iad. Vreau prieteni care să mă ajute să nu fie frână, ci factor de accelerație în alergarea către Iisus. Slăvit și binecuvântat să fie. Iubiții Domnului, vine un bărbat, bătrân, la cabinetul unei doamne doctor, dimineață, pe la opera. Să trează la mână. Și zice, doamna doctor e aici. Nu zicea să se întâlnă noi. Deci când vine? Pe la 10. O zice, nu se poate. A trebuit să mă ajutați, m-am tăiat la mână și deci am o întâlnire importantă la ora 9. Și dumneavoastră va trebui să mă ajutați, zice, să îmi legați, să îmi pansați rana, să mă pot duce cu sângele așa și eroie. La care zic să le spun, nu pot, domnule, pentru că numai doamna doctor are ustensilele, eu sunt doar o asistentă, n-am ce să-ți fac. Așteaptă să vină doamna doctor. Nu pot, zice el, pentru că la 9 am o întâlnire importantă. Vă rog să mă ajutați. Să văd asistenta, dacă omul are o întâlnire așa de importantă, ai să l-aș, i-a spălat rana, a pus ceva limanor și, în fine, când îi punea bandajul, cum vorbesc oamenii? Dar cum le zice, vă grăbiți. O, zice, mă duc pentru că la ora 9 am întâlnit cu soția. Când au zis, dar cum, doamne, deci mai zorit, mai... Mi-ai zis de parcă era viața terminată de întâlnirea asta. De fapt, dumneata ora 9 trebuie să te întâlnești cu soția, doamne. De ce faci cu soția? Luăm micul dejun împreună. Când auziți femeia, zice, cum nu ne luați micul dejun împreună? Da, și luăm micul dejun împreună. Cum ești mă dată la lucruri mai zorite? Ce nu mai nu știu.
soția mea cu dejunul, cu soția mea care era sănătoră. E bolnavă de Alzheimer, de câțiva ani de zile. Și în fiecare dimineață, la ora 9, eu mă duc să iau un cutejun cu soția mea. La care asistenta medicală s-a uitat și a zis, îi zice, cum adică luați-mi cutejun? Oricum ea nu știe nimic. Alzheimer este o boală degenerativă, că nu mai recunoști, nu mai știi. Și a zis, ce? Vă duceți dumneavoastră acolo, oricum ea nu vă știe. Nici nu știe că sunteți soțul ei. La care el s-a uitat în ochii și a spus, Doamne, nu contează. Contează că eu știu că-i soția mea. O trebuie să spui în seara asta, nu mai vreau să fiu prieten pastorii cu nimeni, că m-au rănit și m-au dărmat. Și nu mai vreau să mă mai dau pe mâna nimănui niciodată, că mi-au băgat cuțitul în inimă. Să nu faci asta. Dragostea acolo. Crede-mă, nădăjduiește totul, suferă totul, nu va pieri nimic. Rămâi tu prieten dacă îți împlut spatele. Iisus i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Dar nu toți s-a încălat. S-a dus singur la cruce, singur a rămas la cruce și a zis, s-a uitat în ochii ucenicilor și a zis, nu vă mai numesc rog. Pentru că omul nu știe ce face stăpânul, vă numesc prieten. Cea mai frumoasă definiție a prietenii, știți care este? Mă ascultați? Îmi pun nădejdea în voi, ceea ce sunteți tine, îmi pun nădejdea în voi să nu mă dezamăgiți. Definiția prietenii din punct de vedere al lui Dumnezeu este, v-am spus tot. Cum să fii prieten când stai pe alți cunoști? Cum să fii prieten când nu poți să se schimbi inima? Cum să fii prieten dacă tu ai atâta cotloane în care păstrezi lucruri pe care nu le poți spune nimănui? Și ce sunt un prieten? Să-i spui tot. Nu despre lucrurile care au cum se văd, despre celălalt aveți prieten. Oamenii care o să le spuneți, ăsta sunt eu, ăsta sunt șovăielile mele, ăsta sunt neputințele mele, durerile mele ascunse, ăsta sunt eu, așa cum simt eu în felul acesta. Hristos a zis, v-am spus tot, m-am dat pe mâna voastră, nimic n-a mai rămas în mine, să nu știți voi, pentru că asta sunt prietenia, să poți să-i spui celui de lângă tine, uite, ăsta sunt eu, asta sunt eu. Vă rog în această seară, numele Domnului Iisus Hristos, vezi viață? Amen, amen. Vreți viață? Amen, amen. Dacă vreți viață, fiți prietenii cu alții. Nu vi se pare ciudat că mereu spunem coboară, Doamne, în mijlocul nostru și noi ne uităm la cei pe care Dumnezeu ne-a dat nouă? Mereu stăm în așteptarea ceva ce să vină de sus, uitând că prezența lui Dumnezeu nu doar verticală, e și orizontală. Eu când iau cina Domnului, știi ce fac la cina Domnului? Eu nu iau cina cu ochii închiși. Eu iau cina cu ochii deschiși, m-am mai scos. Și încep cu corul, la Mona. A fost profesoră de matematică, a venit la biserică în Cresic, mă ducam de povestea ei. Crina, în bancă, am căsătorit-o cu Cristi, într-o anumită împrejurare, știu ce m-am rugat pentru ea. Bă, la fiecare și mă ducam de povestea lor. Și ceva ce în lumea cântă. Pentru că Hristos în noi, nădejdea slavei. Dumnezeu ne-a dat darul prieteniei, să ne iubim unii pe alții. O puternică biserică este aceea în care relațiile frățești, relațiile între surori sunt sfinte. Eu n-am ce să-ți dau, că sunt slab. Nu merit să fiu prietenul nimănui. Dar am învățat de la Iisus ceva. Și dacă am învățat de la Iisus ceva, pot să fiu și eu prieten cum a fost El. Căci numai de El atârnă binele nostru. Ești valoros dacă stragi de la El puterea. Ai ce da dacă iei de la El. Nu recunosc prietenia nimănui. Care poate să fie cât de deștept ar fi, dacă nu l-are pe Iisus. Nu e de folos. Ce mai rămâne să faci? Vreți să fiți prieteni? Vreți să vă dați pe mâna oamenilor? Ori, Doamne, eu nu vreau să mă dau pe mâna nimănui. Nici nu o să simți dulceață cu tine. Trebuie să te pui în palmă cu el. Când ai luat pe soțul tău, mi-ai zis, vreau să fiu prietenă cu el. Când ai făcut copiii, mi-ai zis, visul meu ca mamă, este copiii mei să-mi fie prieteni, nu? Nu o să-i fii somnul nostru. N-ai simțit, știți ce nu înțeleg băieții, fetelor, știți, nu? Voi vreți un prieten, un tovarăș. Un umăr pe care să stați, un braț puternic care să vă țină și ei fac freză. Eu am înțeles că freză este esențială. N-am înțeles. Ăsta-i adevărul. Dacă am înțelege că, de fapt, cea mai mare dar a lui Iisus e când a făcut frați și surori. Zbogat cât vreme v-am pe voi și foarte sărat dacă n-am oameni. Cui slujești? Am ca mine de un pastor tânăr la tineret. Și ce făcea? El nu prea venea ochii mei. Așa era biserica. Cum sunteți voi aici? Un grup?
și în spate scaune goale. Se ducea la fiecare scaună, genunchea, punea mâna pe scaună și spunea, umple, Doamne, pune pe scaunul ăsta cu cineva, Doamne, nu lăsa gol. Nu lăsa gol. Tristă este biserica în care sunt scaune goale. Dar mai tristă e biserica în care scaunele sunt pline și sunt la sute de kilometri distanță în viață. În seara asta vreau să vă spun următorul lucru. Fiți prieteni cu prietenii lui Iisus. Amin. Și Dumnezeu va aduce viață vieții voastre. Și Dumnezeu va aduce putere vieții voastre. Amin. Ce-am putea spune într-un final? Veniți cu mine aici, față, să cântăm. Vreau să ne închinăm Domnului una dintre frumoasele cântări creștine. O cântare creștină care vorbește despre prietenul lui Iisus. Prieten care n-a lipsit niciodată. Și aș vrea să fiu prieten cu El până la sfârșitul vieții. Să fiu prieten lui Iisus. Haideți să ne plicăm. Iisus al meu prieten scump, în zori tineți, cu tine eu călătoresc, în la sfârșitul vieții. Să fiu mereu cu tine.
braț pe care să mă pot sprijini. Cât încă este, Doamne, un glas care se ridică. Cât încă este, Doamne, Dumnezeu meu, sprijin din partea Ta, încă nu pierdut nimic. Dumnezeul nostru, sărăcia noastră, Doamne, se datorează nouă, pentru că noi căutăm comori acolo unde nu sunt și numim bogăție ceea ce nu este. Doamne Dumnezeul nostru, ajută-ne să ne îndreptăm privirea unii spre alții. Amin. Pentru că, Doamne Dumnezeul nostru, nu nimic mai presus pe pământul acesta ca darul prieteniei. Doamne Iisuse Hristoase, ai dat sarcina ca lumina pe pământul acesta să fie văzută la 11 oameni. Ai pus totul în mâinile lor, Doamne, și au colindat, Doamne, pământul acesta și alții asemeni lor. Și așa a ajuns la noi vestea bună că Tu ești, Doamne. O, Doamne Dumnezeu, dacă am sărăcit astăzi în ceva, am sărăcit în încrederea unii față de alții. Dacă bate un vânt rece în biserică, se dovedește singurătății, Doamne, în care cei mai mulți dintre noi trăim. Doamne Dumnezeul nostru, repară relații. Amin. În primul rând, Doamne Dumnezeu, nu te rog, fă-mă pe mine.